Domnule antrenor, 3-1 la Ștefănești, un teren dificil, o echipă puternică, pe alocuri am avut speranțe că Sporting va lua cel puțin un punct. A fost 3-1, la două goluri am zis eu și în comentariul meciului, echipa dumneavoastră poate să-și revendice un asist. Pe bancă cum s-a văzut? Ce le-a spus jucătorilor și ce s-a întâmplat în teren? După părerea mea, rezultatul nu reflectă realitatea din teren. Într-adevăr, am făcut două greșeli mari de portar la primul și al treilea gol. Sunt greșeli clare. Le-am oferit adversarului două goluri gratuit. O primă repriză echilibrată, iar repriza a doua, eu zic că am dominat-o în totalitate. O echipă care a jucat acasă și n-a reușit să iasă din jumătate proprie decât prin contraatacuri. Este păcat că facem asemenea greșeli individuale care ne costă, pentru că fotbalul te pedepsește. Iar când avem ocazii, nu reușim să marcăm, nu avem un jucător de finalitate care să bage mingea în poartă. Din păcate ne creăm foarte multe situații, ați văzut și dumneavoastră, în fața porții, dar nu reușim să marcăm. Ce ar mai fi de spus? Jucați acasă cu Clinceni, o echipă aflată în suferință, de asemenea și ea. Va fi un meci teribil la Roșiori, etapa următoare. Veți merge la victorie? Cum veți aborda jocul? Trebuie neapărat câștigat meciul de etapa viitoare pentru a mai aduce puțină liniște la Roșiori? Da, întâlnim o echipă destul de bună. Echipele în general din București, Ilfov, sunt echipe bune. E clar că nu mergem decât la victorie. Ne dorim să câștigăm cele 3 puncte. Pentru că, vedeți dumneavoastră, prea ușor cedăm puncte, atât acasă cât și în deplasare. Pe un fond de dominare al nostru, mi-aduc aminte și de Astra, meciul de acasă când am dominat 90 de minute și am pierdut. Aici am dominat clar repriza a doua și am pierdut. Sper ca jucătorii mei să se trezească o dată în realitate, să nu mai facem aceste greșeli, pentru că aceste greșeli în fotbal ești pedepsit. Nu dai gol, nu marchezi, ratezi, adversarul are o singură ocazie și marchează. Lipsă de omogenitate, de maturitate, de experiență la Liga 3, pentru că acest lucru pe care l-ați amintit și dumneavoastră l-am sesizat și eu. Acolo o posesie sterilă în preajma carierului de 16 metri, în unele situații chiar sufocarea adversarului, dar mingea nu pleacă periculos spre poartă. E clar că este vorba și de lipsă de omogenitate, pentru că am adus foarte mulți jucători în vară și este perioada foarte scurtă. Sunt și jucători care nu au activat la acest nivel și se vede locul acesta, că este altceva față de Liga 4. Este greu pentru că jucătorii i-am strâns pe ultima 100 de metri, dar fotbalul e fotbal. Și de la un meci la altul, un meci nu seamănă cu celălalt. Sper și am încredere în ei că se vor mobiliza la jocul de acasă să câștigăm cele 3 puncte, că este foarte important să câștigăm cele 3 puncte puse în joc.